FM, pe aceeași frecvență cu tine. Din nou pe drum cu prioritate și din nou la rațiunea zilei, pentru că a sosit Cătălin în studio. Bine ai venit, Cătălin! Salutare! Ce mai faceți? Noi foarte bine. Vedem ce se întâmplă și în jurul nostru. M-am uitat azi dimineață pe Instagramul tău și mi-am dat seama că o să se ieftinească motorina. Da. Pentru că vin americanii și... Și la Constanța măcar o să se găsească o tonă, două. O să aibă băieții. Da. Cine sparge la tank. Dar să nu fie confundat cu rus acum. Eu cred că în perioada asta chiar trebuie să ai curaj să mai iei benzină de la vreun tank american, că eu cred că băieții sunt cu mâinile pe pistoale. Da, așa trebuie să fie o formă de nervozitate. Și oricum sunt foarte... surprins și de curajul de la data respectivă, știi? Da, da. Deși acum stau să mă gândesc, cred că tankul merge pe motorină, da? Sunt nuanțe, cu ce o merge el... Da, sper că e important să are tracțiune, de asta... Electric nu e, sigur nu e electric. Tu ești la emisiunea asta de... Are ce tracțiune vrea el, nu mai... Da, e ca Rusia, se învecinează cu cine vrea ea. Bă, uite cine a zis bancul ăla cu Rusia... A avut dreptate, era vizionar. Da, era vizionar. Uită-te și tu ce e în zona, da. Începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ce încerc să vă spun astăzi este mai curând legat de un sentiment și, dacă vreți, de o acțiune logică de interpretare a unor date pe care le avem la dispoziție. Armata americană va veni aici în România cu număr suplimentar de soldați în România și în Polonia, adică 1000 de soldați aici, 2000 în Polonia. Sigur că ăsta e doar un semn. Da, adică suntem aici pe fază, ne uităm. Rusia deplasează în continuare forțe la granița cu Ucraina, se vede cu ochiul liber din satelit că e o comasare de forțe acolo. Iar discursurile celor două părți, care folosesc termenul că războiul este, încă nu este inevitabil, adică se poate face ceva, au început să se concentreze asupra unor chestiuni concrete, pe care le afirmă însuși președintele Putin, adică nu mai e loc de dat încolo încoace, și președintele Putin zice, domnule, retragerea trupelor, chestiunea cu armamentul balistic existând aici pe teritoriul României, adică Putin pronunță foarte clar povestea asta, și retragerea pe aliniamentele din 1997. Vă dați seama că ăștia sunt termenii în discuție. Și din acești termeni, fiind o negociere, în mod evident, fiecare trebuie să plece cu ceva, nu? Acum văd că lumea se concentrează în termeni și declarații, și asta este temerea mea, revin asupra acestui subiect, asupra scutului de la De Veselu. Președintele Putin chiar a menționat aceste facilități militare de la De Veselu ca fiind o chestiune care amenință Rusia. De partea asta, la altă, NATO, România, toți oamenii care sunt implicați în această chestiune deschid zona asta, dacă e necesar să fie inspecții, să vadă ce tip de armament este. Veniți acolo. Veniți și uitați-vă, da. Veniți și uitați-vă, sunt materiale de presă comunicate care explică ce fel de armament este acolo la De Veselu, și el n-ar reprezenta, spune atât NATO cât și americanii și partea română, nu reprezintă o amenințare pentru Rusia. Dimpotrivă, sunt niște rachete care te apără de rachetele care pot fi trase din Iran, de exemplu. Adică este o umbrelă de securitate pentru noi. Domnul Putin spune în felul următor. Se cunoaște faptul că noi am primit promisiuni că NATO nu se va extinde spre Est cu niciun pas. Acest lucru este cunoscut de toată lumea. Și când spui un adevăr de genul ăsta, e foarte interesant. Acum vedem unde se află NATO, Polonia, România, statele Baltice. Au spus una și au făcut alta. La noi poporul obișnuiește să spună despre aceste lucruri că pur și simplu ne-au înșelat. În pofida acestui fapt, Statele Unite au ieșit din acest acord, iar acum în România și Polonia vor fi în curând, dacă nu sunt deja instalate, sisteme de lansare a rachetelor MK-41 și Tomahawk pot fi instalate. Ce nu constituie un sistem antirachete sunt sisteme ofensive de atac, spune președintele Putin. Deci el o dă așa, eu sunt sigur că asta fac,
nu are nicio dovadă și probabil că se va ajunge la verificare. Temerea mea este ca obiectul negocierii sau lucru pe care și-l dorește Putin ca să întoarcă cu victorie la Moscova să nu fie chiar acest sistem de rachete, știi? Adică demontați-l și luați-l voi americanilor aici, acasă, ceva da. De genul ăsta. Și o să stăm liniștiți o bună bucată de vreme. Întrebarea este ce primesc aceștia în schimb și cum vom fi noi apărați în toată schema asta de lucru. Și ăsta rămâne un subiect la care noi trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție, iar România ca stat trebuie să spună foarte clar, fără posibilitate de interpretare aici, domnule, ăsta trebuie să rămână aici, noi vrem sistemul ăsta de apărare. Da. Da, până una alta la graniță, înțeleg că au început exercițiile militare în comun, anunțate de ruși cu Belarusul și... Fac o plimbare cu tancurile pe acolo, cu elicoptere. Și tu te dai sâmbătă cu mașina, da. Fiecare cu distracțiile lui. Fiecare cu distracțiile lui, da. Da. Cau și o graniță unde să mă duc să mă dau cu mașina amenințătoare. Să nu intri în Rusia, da. Da. Mulțumesc, Cătălin. Ne reîntâlnim mâine la Europa FM. Mâine vine deja. Mâine e deșteptarea României, nu? Mâine avem deșteptarea României. Avem un subiect foarte interesant. O să fim în legătură directă cu... doamna Popovici de la Bomogoșaia, o știți. Doamna consilier, da. Și domnia sa ne va spune și întâmplarea ei, dar vom face, cum să zic, un apel către toată lumea care trăiește în țara asta să ne povestească cum sunt tratate femeile în România. Pentru că în acest moment avem multe semnale că se întâmplă lucruri atroce despre care nu vorbim. Și doamna Felicia Ianculescu Popovici va fi cu noi împreună și povestim despre lucrurile astea la Deșteptarea României. Perfect, vă ascultăm. Mulțumim, Cătălin. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.